bună ziua, doamnă, vreau și eu 4 mici, vă rog. Mai doriți ceva la ei? O pâine, un muștar, un vaccin? Dar aveți vaccin la mici? Da, avem! 4 mici cu garnitură de AstraZeneca, 12 lei și 4 mici cu garnitură de Pfizer, 16 lei. E mai de fit. Păi dați-mi cu AstraZeneca, că e mai ieftin. Bine, doamne, sigur, cum să nu, haut! Hați, hați! Gata, ești vaccinat! Păi, doamne, dar ai spus că îmi dai vaccin și tu îmi dai cu jet în ochi? Păi te-am imunizat, mâncăță-ș! Și-am băgat și scobitoare în ser. Hai, neamule! Hai la Mercedes să-ți vindă cel mai mare mic din lume! Hai! Oh. Auleu, iar vine ăsta! Bună ziua, domnul polițist! Bună ziua! Agentul Preșan de la Poliția Locală. Ce faci aici, domnul? Oh, ce să fac, domn organ de poliție? Eu mai vând un mic, mai vând un mare, ca să fac și eu vânzare. Da, asta văd, dar aveți autorizație pentru asta? Cum să nu? M-a autorizat vărul Van Damme să bag serul pe piață, la piață. Eu am informații clare că în zona asta se face comerț și cu substanțe contrafăcute. Este adevărat că pe lângă mici oferiți și vaccin? Da, domnul polițist, că a venit Johnson din străinătate și mi-a adus dozi din alea șmecherii. Johnson, adică serul? A, nu, domnul polițist, frate meu Johnson, l-a expulzat din țară, din Anglia, și el, ca să nu vină cu mâna goară, hați, a adus niște dozi de calitate. Da, nu mă interesează asta. Întrebarea mea e simplă. Puteți demonstra că ceea ce comercializați dumneavoastră nu e contrafăcut? Oh, nu, dar eu mă joc cu autoritățile. Pe frate-mi îl cheamă Johnson, pe vaccinul cheamă Johnson & Johnson, așa că eu am făcut vaccinul Johnson & Johnson & Johnson. Sau Johnson la puterea 3. Dar nu la ser mă refer, dragă doamnă. Nu mi-este frică că dumneavoastră contrafaceți o substanță mult mai importantă pentru noi români. La ce vă referiți? Păi cum la ce mă refer? La mici, bineînțeles. Poți să pui tu apă în vaccin, poți să pui tu lichid de parbriz în dezinfectant, dar nu pui soia în mici. Că vaccinul de bine din români poate dispare, dar micii rămân. Ăștia sunt important pentru poporul român, nu prostiile astea cum e cu vaccinul. Când nu vedeți că nu-i convins să vaccineze, că nu știu ce pun în vaccin, dar ei mănâncă mici de toate dughenile. Aaa, cum să fie asta contrafăcut, domnule, uitat? Miroase mânt tânăr, iar musarul abia și l-am luat de pe plantații. Doamnă, nu prea pare sănătos. Sincer să spun, arată de parcă un câine niciodată duhul pe care l-ai ferată ca să-l ai tu aici. Seamănă mai degrabă cu mâncarea de pisici pe care mi-a dat soția mie când ne supărăm. Cine v-a zis panorama asta? Să știți că este un mecinos și asta este o mare meciune, doamnă polițist. Cum să fac asta? Doamnă, știți ce? Eu, din păcate, nu prea am încredere în ce vindeți dumneavoastră aici și cred că o să vă cam închid taraba. Aoleu, cum să mi-o închid? Deci, cum? Abia ce-am deschis-o acum să mă închid imediat. Doamnă polițist! Dacă nu plecați de bunăvoie, o să sun mascații pentru intervenție. Știți ce se întâmplă când vin mascații, nu? Ați uitat ce pățiți Spartacus? Dacă, doamnă polițist, doriți un mic, o cafeluță, o biscuite, un muștărel, un vaccinel, eu cred că am să mă retrag. Hai, nipa! Hai, neamule, hai la mici, hai la vaccin, hai, hai, hai că sunt autorizați de stat.